și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea în Focus, o inițiativă educativă SECOM prin care ne propunem să încurajăm un comportament preventiv. Traversăm o perioadă provocatoare și acum mai mult ca niciodată este necesar să avem o atitudine cât mai responsabilă față de propriul organism. În acest sens, în următoarele ediții ale emisiunii vom aduce în fața dumneavoastră experți în măsură să vă ofere informații medicale bine documentate pentru a vă sprijini să fiți cât mai informați. Așadar, iată-ne astăzi la 8-a ediție a emisiunii Sănătatea în Focus, prima emisiune de după pandemie. Tema emisiunii de astăzi este prevenția esențială pentru sănătate. Astăzi, alături de mine, este domnul dr. Radu Țincu, medic primar, anestezie, terapie intensivă și doctor în științe medicale. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit! Să rămână, mulțumesc de invitație! Înainte să începem discuția, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot lăsa întrebările în comentarii, iar noi în maxim 24 de ore le vom răspunde în scris cu ajutorul dumneavoastră. Așadar, ne confruntăm cu o perioadă istorică, aș putea spune, o perioadă care ne-a surprins, cred că, pe toți în parte, mai mult sau mai puțin. Cum a fost pentru dumneavoastră ca și medic? Ați interacționat direct cu virusul și cu pacienții infectați, să zic așa. Cum ați resimțit perioada? Destul de dificil, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru o astfel de pandemie. Sigur că ciclic, istoric, dacă ne uitam, era de așteptat să vină, pentru că ultima a fost în 1918, celebra gripă spaniolă. De atunci am fost liniștiți, sigur, perturbați de câteva conflicte militare, dar o pandemie de amploare nu am avut. De aceea, cred că ne-a surprins pe toți, pentru că sistemele de sănătate publică nu erau pregătite pentru o astfel de criză sanitară. Vorbim de un virus nou pe care nu-l cunoaștem, virus care a intrat sub atenta supraveghere a specialiștilor pentru a putea să identificăm modalitatea, în primul rând, de răspândire, modul în care acționează asupra organismului, dar cel mai important, cum îl putem trata, cum putem să eliminăm coronavirusul, iar de departe elementul cel mai provocator al acestei perioade a fost reprezentat și este reprezentat în continuare de identificarea unui vaccin, pentru că în lipsa lui, cel mai probabil, pandemia va continua. Se vorbește foarte mult în această perioadă despre acest virus. Aș vrea să vă întreb care sunt consecințele lui asupra organismului adulților și copiilor. Da, este un virus care se află într-o continuă schimbare dinamică, dar nu neapărat el, ci noi ne schimbăm percepția asupra lui, pentru faptul că avem din ce în ce mai multe date științifice, studii medicale, care ne arată modul în care el acționează. Dacă inițial se credea că acționează și afectează cu precădere plămânul prin apariția acelei pneumonii virale, iată că după câteva luni de la debutul pandemiei aflăm că există o paletă mult mai largă de aparate și sisteme care sunt afectate de COVID-19. Discutăm de afectare miocardică, de afectarea inimii. Există miocardita virală pe care acest virus o produce, o inflamare a celulelor musculare ale inimii, care afectează în primul rând atunci în mod acut funcționarea activității cardiace, dar cel mai grav este că sunt studii care ne spun că există posibilitatea ca acest virus să determine sechele la nivel cardiac, cu apariția fibrozei cardiace, care nu este decât un pas premergător insuficienței cardiace, care este o boală cronică. De asemenea, ați văzut că sunt aceste manifestări neurologice, au fost citate afectare la nivelul creierului printr-o inflamație asemănătoare unei encefalite virale cu modificări în sfera neurocognitivă. Deci putem spune că încă la acest moment nu cred că avem toate piesele puzzle-ului COVID-19, dar sunt absolut convins că lumea științifică face toate eforturile pentru a avea toate aceste elemente, pentru că în absența cunoașterii în totalitatea acestui virus, cel mai probabil o să fim dezorientați în continuare și nu putem să ajungem la identificarea unui tratament. Este acest virus la fel de periculos pentru organismul adulților cât și al copiilor? El are, sigur, o patogenitate. Cred că putem spune că este, din studiile pe care avem, mai periculos pentru persoanele vulnerabile. Este vorba despre persoanele aflate la limita de vârstă. Vorbim de persoanele vârstnice, mai ales care au și anumite patologii cronice concomitente. Acestea se pare că dezvoltă forme severe de boală și înregistrează o mortalitate ridicată.
De asemenea, au fost citate și forme fulminante grave ale COVID-19 la persoane tinere, aparent sănătoase, care nu aveau alte comorbidități, lucru care pe noi cel puțin ne-a nedumerit la momentul respectiv. Însă acest lucru este determinat nu neapărat de o agresivitate a virusului, ci de capacitatea organismului de a răspunde împotriva lui. Se pare că este o reacție inflamatorie sistemică exacerbată și exagerată în raport cu acest virus și de fapt ea este cea care produce cele mai mari efecte negative, nu virusul în sine. Iar dacă discutăm de patologie, de grupa pediatrică, sigur că au fost citate cazuri chiar la nou-născuți contaminați cu coronavirus. Aceștia au o evoluție bună de cele mai multe ori și, surprinzător, iarăși diferit față de adult, nu au o patologie și simptomatologie respiratorie extrem de importantă, ci mai degrabă o simptomatologie digestivă cu dureri abdominale, greață, vărsături și diaree, lucru care diferențiază oarecum modalitatea în care virusul acționează pe diferitele grupe de vârstă. Dar chiar și în cazul copiilor au fost citate, din păcate, la nivel mondial și decese înregistrate la categorii de vârstă pediatrică. Aș vrea să vă întreb în continuare cum putem ajuta organismul în această perioadă și în perioada următoare, că vine toamna și știm că în acea perioadă corpul, oricum organismul, este un pic mai sensibil. Cum îl putem ajuta? Pe lângă măsurile pe care deja le știm și de care se vorbește atât de mult, cea mai importantă este purtarea măștii. Da, în momentul acesta, neavând un tratament etiologic țintit pentru coronavirus și neavând un vaccin, singura posibilitate de luptă împotriva acestei boli este prevenția. Trebuie să fim foarte precauți să nu ne îmbolnăvim de COVID-19. Plecând de la o sintagmă și o realitate simplă, orice persoană, indiferent de vârstă și indiferent de statusul de sănătate, poate dezvolta o formă fulminantă gravă care nu este previzibilă. Nimeni nu poate garanta că vei face o formă ușoară de boală. Întrebarea cea mai importantă în raport cu acest virus a fost care este rolul imunității. Cred că răspunsul cel mai echilibrat la momentul acesta în lumina datelor actuale este că trebuie să avem o imunitate promptă, dar o imunitate care să nu fie nici prea slabă, încât să nu permită organismului să elimine virusul, și în același timp să nu fie o imunitate foarte agresivă. Acest echilibru e greu de obținut pentru că imunitatea față de alte funcții ale organismului este foarte dificil de evaluat. Sunt multiple căi imunitare. Toată imunitatea noastră este ca o hartă extrem de aglomerată în care sunt puncte de intersecție, în care se suprapun diferitele celule imunitare, se suprapun diferitele căi de semnalizare. Deci nu e atât de simplu să poți acționa asupra imunității. Însă, discutând de imunitate din perspectiva apărării și protejării organismului, imunitatea trebuie să fie competentă. Adică trebuie să avem tot ce este necesar pentru sistemul nostru imunitar ca el să poată face față unei injurii microbiene, virale sau bacteriene. Pentru o informație și o informare cât mai concretă pentru cei care ne urmăresc, haideți să explicăm un pic și conceptul acesta. Ce este imunitatea? Avem mai multe forme de imunitate. Imunitatea este capacitatea noastră de a ne apăra împotriva injuriilor externe, a microorganismelor externe. Avem o imunitate celulară, sunt celulele imune care se luptă cu microorganismele la fel cum se întâmplă pe câmpul de luptă. Sunt celule care vin și identifică inamicul care a ajuns în organismul nostru. Odată ce a fost identificat și prelucrată informația, oarecum o strategie de luptă, nu trebuie să cunoaștem cu cine avem de-a face, ulterior această informație este transmisă către celulele imunitare care sunt capabile să elaboreze anticorpi, anticorpi care sunt specifici pentru microorganismul pe care l-au identificat. Acești anticorpi sunt capabili să inactiveze particulele respective microbiene și în felul acesta se finalizează, să spunem, lupta efectivă cu un microorganism. Mai avem și imunitatea umorală. Este o imunitate care de această dată folosește, să spunem, anumite substanțe pe care celulele acestei imunitare o realizează. Și dincolo de aceste tipuri de imunitate, mai sunt alte elemente care ne protejează și aici discutăm de anumite componente ale sistemului antioxidant. Știm foarte bine că orice injurie externă
microbiană, virală și așa mai departe, determină un răspuns oxidativ. Un răspuns oxidativ care de multe ori este determinat, vă spuneam, chiar de propriul nostru organism, iar el trebuie să fie temperat de sistemul antioxidant, adică discutăm de diferite enzime capabile să neutralizeze toate aceste elemente oxidative. Pentru că stresul oxidativ nu face altceva decât să degradeze structurile celulare și în special membrana celulară și să favorizeze ceea ce noi numim moarte celulară, lucru care este extrem de periculos, mai ales dacă discutăm de o afectare microbiană prezentă, concomitent cu o afectare oxidativă la nivelul organismului. Cum putem susține imunitatea? Imunitatea, noi discutăm de imunitatea aceasta generală, nespecifică, pentru că imunitatea specifică o obținem doar prin trecerea prin boală, ne îmbolnăvim de un anumit microorganism, ne contaminăm cu el și dezvoltăm imunitate, sau prin vaccinare, este singura posibilitate să dezvolți o imunitate specifică. Dar se întâmplă asta odată cu nașterea, că interacționăm cu tot felul, vrem, nu vrem, tot felul de virus și bacterii, nu? Exact. Numai că imunitatea pentru unele este de lungă durată, iar pentru altele este de scurtă durată. În cazul gripei sezoniere avem o imunitate de scurtă durată, astfel încât nu, când ne întâlnim din nou cu virusul gripal, vom reface forma de boală, plus că și virusurile își schimbă, nu există această posibilitate de apariția shift-ului antigenic în care se produc combinații virale și atunci e un alt virus și organismul nu mai reușește să îl recunoască. Dar când discutăm de imunitatea aceasta nespecifică, discutăm în primul rând de o alimentație echilibrată. Elementul care stă la baza unei imunități bune reprezintă alimentația echilibrată. Trebuie să avem o alimentație care să ofere sistemului imunitar toți precursorii de care are nevoie. Avem studii despre vitamina C, este una din cele mai studiate molecule în raport cu imunitatea. Sunt studii publicate care ne arată, spre exemplu, că în stările gripale, asocierea în schema de tratament a vitaminei C reprezintă o cheie de evoluție favorabilă cu o reducere de câteva zile a simptomatologiei sau chiar o reducere a spitalizării, lucru care a fost publicat în diferite studii științifice. De asemenea, mai sunt studii realizate cu extractele de echinacea, la fel echinacea fiind un imunomodulator care are capacitatea de a pune într-o expectativă sistemul nostru imunitar dacă va fi în contact cu o particulă microbiană. Sigur că mai sunt studii importante publicate în special în partea de est a Europei și Rusia deține, să spunem, vârful de lance în aceste studii legate de propolis. Propolisul este iarăși un extract antimicrobian dovedit. Există studii de microbiologie care ne spun faptul că propolisul este un antiviral și chiar există posibilitatea ca el să fie folosit în anumite infecții virale, printre care sunt studii legate de eficiența împotriva HIV și eficiența împotriva virusurilor herpetice. Dar contraindicații în privința administrării acestor substanțe există? Mă gândesc la organisme care nu sunt sănătoase atunci când suntem bolnavi. Este indicat să luăm astfel de suplimente? În primul rând, trebuie să pornim de la o realitate pe care încă România nu a reușit să o conștientizeze. Orice produs natural este un produs farmacologic activ. Tocmai de aceea luăm, ca să aibă un efect. Dacă n-ar avea niciun efect, înseamnă că l-am luat degeaba. În momentul în care introducem în organism un produs care are un efect farmacologic pe care noi îl așteptăm, trebuie să fim siguri că acel produs este corect ales, că el răspunde necesităților noastre, că nu are contraindicații, că nu are interacțiuni medicamentoase cu alte produse, fie naturale, fie produse de sinteză, că nu ne agravează anumite stări, că nu se află într-o contradicție cu alte produse pe care le luăm sau cu alte medicamente. Suplimentele alimentare și produsele naturale sunt o armă extrem de importantă în schema terapeutică, dar dacă sunt folosite așa cum trebuie și dacă sunt utilizate după o gândire medicală corectă. Medicul gândește schema din punct de vedere al fiziopatologiei bolii, gândește schema de tratament din punct de vedere al sinergismului farmacologic, poate un produs dintr-o gamă are un efect sinergic cu un alt produs din altă gamă. Acest sinergism este cel care crește eficiența produsului. Dar dacă suntem sănătoși, ne știm sănătoși, ultimul control a arătat că suntem sănătoși, putem să
mergem în farmacie și să ne cumpărăm ținând cont de anumite criterii? Da, dacă suntem sănătoși, sunt anumite produse care mai degrabă nu sunt adjuvante sau curative pentru anumite afecțiuni, sunt mai degrabă produse preventive. Da? Gândiți-vă că dincolo de tot ce vorbim astăzi de coronavirus, discutăm de un asalt agresional asupra organismului, determinat nu numai de microorganisme, determinat de substanțe toxice pe care le ingerăm, determinat de poluarea la care suntem expuși, poluarea aerului, poluarea prin utilizarea în exces a pesticidelor, a maselor plastice, microparticulele de plastic reprezintă surse de poluare digestivă extrem de importantă. Cred că putem să gândim un stil de viață în primul rând echilibrat și în al doilea rând preventiv, pentru că scopul, cel puțin pentru această arie a suplimentelor alimentare, nu este să trateze bolile grave, este să prevină apariția unor boli. Și vă dau un exemplu, dacă discutăm de tubul digestiv, gândiți-vă că discutăm astăzi de un sindrom care acum câțiva ani nici nu știam, sindromul de permeabilitate digestivă. Asta înseamnă că acolo avem o inflamație cronică determinată de ce? De substanțe toxice care ajung în tubul digestiv, de substanțe străine care au un efect imunologic. Aceste substanțe declanșează, nu, o reacție inflamatorie, reacție inflamatorie care este responsabilă de creșterea permeabilității digestive. Ce se întâmplă când permeabilitatea digestivă crește? Ce-i tubul digestiv? Este o zonă care, sigur, absorbe elementele nutritive, dar ne protejează de toate toxicele pe care le avem în intestin. Dacă acest tub digestiv devine foarte permeabil, o parte din substanțele chimice toxice pe care le ingerăm, o parte din metaboliții bacteriilor intestinale nu vor face decât să treacă în sânge și să ne intoxice. Această permeabilitate digestivă exagerată, determinată de o alimentație nesănătoasă, de toate substanțele chimice care vin în contact cu tubul digestiv, poate fi oprită. Poate fi oprită prin folosirea unor substanțe pre- și probiotice, pentru că de cele mai multe ori acest sindrom de permeabilitate digestivă este însoțit de disbioză, adică de un dezechilibru al florei intestinale normale. Avem floră intestinală protectivă și floră intestinală agresivă. Acest dezechilibru nu face decât să crească permeabilitatea digestivă. Și atunci, sigur că putem interveni cu un probiotic, pentru că probioticul ne va popula tubul digestiv cu acele bacterii de care avem nevoie. Iar dacă discutăm de o foarte interesantă corelație între microbiota intestinală și axa creierului, există această axă deja foarte cunoscută în ultimii ani, în care sistemul nervos central este conectat cu tubul digestiv. Există o axă bidirecțională. Creierul ne poate influența microbiota și aici discutăm de efectele devastatoare ale stresului, de efectele devastatoare ale stărilor negative, ale stărilor depresive asupra tubului digestiv, dar există și un efect invers în care tubul digestiv afectat produce modificări neuroendocrine asupra creierului. Deci vedeți că putem, foarte simplu v-am dat aceste două exemple ca să înțelegem că o evaluare a microbiotei intestinale, o evaluare a permeabilității digestive ne poate trage un semnal de alarmă despre o boală care nu a apărut încă, dar poate apărea în timp prin această permeabilitate crescută și intoxicarea organismului. Iar dacă vom acționa preventiv cu folosirea unor probiotice la momentul oportun, ghidate de un medic și cu evaluare, pentru că noi administrăm probioticul până când? Până când obținem echilibrul și înlăturăm disbioza. Acest lucru nu îl putem evalua singuri. Avem nevoie de cineva care să ne spună când e momentul în care am atins echilibrul de care aveam nevoie. Și revenind la întrebare și făcând așa un rezumat, dacă ar fi să alegem, nu știu, trei criterii esențiale după care să ne facem selecția suplimentelor de care avem nevoie? Da. Dacă suntem persoane sănătoase, avem nevoie de o decontaminare digestivă, adică să încercăm să alegem suplimente alimentare care să ne asigure în primul rând un tranzit intestinal optim. O altă problemă a acestei societăți moderne o reprezintă tulburarea de tranzit, cea mai frecventă numită constipație. Constipația este un element foarte grav pentru că determină acumularea de substanțe toxice pentru perioade lungă de timp în tubul digestiv. Gândiți-vă că în mod normal ar trebui să eliminăm regulamentul
regulat aceste substanțe toxice, dacă ele rămân o perioadă lungă de timp în contact cu mucoasa digestivă, devin promotoare ale schimbării arhitecturii normale a tubului digestiv și apariția cancerelor digestive. Sunt studii foarte mari care ne spun, spre exemplu, că o constipație cronică poate să crească incidența cancerului de colon. Deci trebuie să avem grijă de tubul digestiv și aici discutăm de decontaminarea aceasta digestivă, de produse naturale care au capacitatea să mențină un tranzit intestinal normal. Unele dintre ele pot să aibă capacitatea chiar să absoarbă anumite substanțe chimice, cum ar fi cărbunele activat, care se comportă ca un burete pentru aceste toxine. La fel, suplimentele probiotice și prebiotice care vor menține echilibrul microbiotei intestinale. Acestea sunt pe partea digestivă. Urmează partea de imunitate. Trebuie să dăm imunității acele substanțe precursoare pe care le folosește, nu? Pentru menținerea unei funcții imunitare normale. Sigur, discutăm de vitamina C, este cea mai cunoscută, discutăm de echinacea, care au efecte dovedite imunomodulatoare. Și mai avem un element important, pentru că astăzi suntem supuși la stres oxidativ tocmai din perspectiva expunerii toxice pe care o avem, trebuie să folosim și substanțe precursoare pentru apărarea antioxidantă și dacă discutăm aici de substanțe precursoare, discutăm de seleniu, discutăm de glutation, discutăm de vitamina E, discutăm de extracte de genul picnogenol, care este un extract natural, discutăm de anumite alge marine care aduc un supliment și un aport de seleniu. Iar dacă ne întoarcem la imunitate, sigur nu trebuie să uităm, cred că elementul important în imunitate și central îl reprezintă zincul. Sunt iarăși foarte multe studii care ne arată că zincul este un element utilizat de foarte multe din aceste căi imunitare. Amintați înainte de, din nou de coronavirus, sunteți conectat la comunitatea medicală, la ultimele studii. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că vom avea curând un vaccin. Nu cred că vom avea curând un vaccin. Și vă spun și de ce. Presiunea este uriașă. Nici o firmă producătoare nu va accepta punerea pe piața unui vaccin decât după trecerea tuturor studiilor clinice, și pentru că ne interesează două aspecte sunt esențiale. Să fie eficient, adică să producă răspuns imunitar, și să fie sigur. Pentru a avea aceste două informații avem nevoie de ceva timp, e nevoie de câteva luni de zile bune de acum încolo să putem să evaluăm toate aceste efecte. Iar dacă eficacitatea e ușor de evaluat, pentru că e simplu să vaccinezi persoane voluntare și să le măsori ulterior cantitatea de anticorpi, undeva la 4-6 săptămâni, este greu să fii extrem de sigur asupra siguranței, pentru că un vaccin trebuie să fie sigur și atunci e nevoie de câteva luni de zile în care acești voluntari să fie supravegheați și să vedem dacă nu s-a modificat ceva în starea lor de sănătate. În lipsa unui vaccin putem preconiza în cât timp vom avea imunizarea de grup? Nu vom avea niciodată imunizare de grup, pentru că studiile ne spun că imunitatea la coronavirus nu este de lungă durată, în niciun caz nu este o imunitate permanentă. Încă nu am ajuns la un numitor comun la nivel global asupra perioadei de timp în care avem imunitate. Sunt studii care spun că avem undeva la 2-3 luni, sunt studii ceva mai optimiste care spun că undeva la 6-8 luni, dar cel mai probabil imunitatea nu va putea permite această imunizare de turmă. În absența vaccinului, pandemia va continua, va deveni o infecție frecventă și o infecție obișnuită, la fel cum este și gripa sezonieră. Din păcate nu este sezonieră, ceea ce reprezintă un alt aspect important. Iată că pe perioada verii am avut chiar vârfuri pandemice în diferite țări. Așadar, trăim o perioadă plină de incertitudini. Putem fi siguri cumva că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să ne menținem sănătoși și mai ales să avem grijă de sănătatea celor care ne înconjoară. Suntem pe final de emisiune. Vreau să vă rog să facem un rezumat al emisiunii și să ne dați câteva sfaturi. Da, este extrem de important și pandemia de coronavirus ne-a adus în prim plan ceva. Ne-a adus în prim plan că dacă nu avem o stare de sănătate bună, care
trebuie să o menținem cât mai mult. Aceste comorbidități, aceste boli cronice, ele sunt apanajul societății moderne. Dacă vom avea un stil de viață echilibrat, dacă vom avea un stil de viață preventiv în care ne vom îngriji de propria noastră sănătate, dacă vom fi atenți la alimentație, dacă vom fi atenți la stilul de viață, cel mai probabil vom întârzia cât mai mult apariția bolilor cronice, iar lipsa bolilor cronice, dincolo de o calitate bună a vieții noastre, ne protejează în fața multor boli. Să știți că nu doar coronavirusul ucide oamenii cu boli cronice și alte boli, gripa și alte afecțiuni, pneumoniile, bacteriene, pot să ucide oamenii care au și alte patologii cronice. Domnule doctor, am ajuns la finalul interviului. Mulțumesc că ați fost aici. Mulțumesc și pentru eforturile pe care le faceți dumneavoastră și asistenții medicali, toate cadrele medicale care au fost la datorie în această perioadă. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă invit la următoarea emisiune. Vă aștept curând să aflați pe pagina de Facebook SECOM titlul următoarei emisiuni, tema și mai ales invitatul și ora la care va fi difuzată. Până atunci aveți grijă de voi și bună sănătatea pe primul plan.